Bună, fetelor! Astăzi voi filma pentru voi clipul cu favoritele lunii septembrie. Nu sunt foarte multe, de obicei aveam peste 10 produse de beauty, dar de această dată am avut puține. Oricum, se compensează cu produsele terminate din luna septembrie, pentru că acelea au fost foarte, foarte multe. Ca să aibă puțină logică clipul, trebuie să vă povestesc că primul favorit a fost peelingul chimic efectuat la Clinica de Înfrumusețare la Banda Sky. Și mi-a plăcut foarte, foarte mult efectul, mi-a plăcut cum a rămas pielea după tratament, era hidratată, luminoasă, a îndepărtat absolut toate impuritățile, a fost genial tratamentul. Dacă sunteți din Cluj și vreți să mergeți, vă las în bara de descriere un cod cu reducere pe care puteți să-l folosiți, sau dacă sunteți din altă parte, dar aveți timp de omorât prin Cluj, de ce nu, să vă răsfățați puțin. E bine, acel peeling chimic mi-a deshidratat în prima fază fața și tenul și a fost nevoie de un surplus de hidratare și atunci am apelat din nou la aceste două produse de la Lancome. Sunt destinate tenului uscat, însă eu le foloseam în perioada rece mai mult. Este vorba de demachiant și de toner. Asta se zice gelate comfort și la asta tonic comfort, da? Rehydrating comforting toner for dry skin și milky cream. Sunt foarte mișto. Mie îmi plac foarte, foarte mult. Sunt niște produse în care merită să investiți și m-au ajutat foarte mult pe partea de hidratare în ultima perioadă. Apoi, am un produs care s-ar putea să fie în favoritele anului 2016 la capitolul parfumuri, pentru că miroase foarte, foarte bine. Este vorba de Body Eau de Parfum Intense de la Burberry. Nu știu dacă am mai zis Burberry. There you go. Miroase foarte bine. Îmi place tare mult. Eu l-asociez cu, nu știu, cămașa albă, preche de blugi, dar în același timp și cu rochi elegante. E foarte fresh, clean. Pur și simplu mă duce cu gândul la ceva curat, extrem de curat și de bine mirositor. Da, Cătă este aici cu mine, este o prietenă. Zi hello. Hello. Și râde de bine. Ia și miroase și tu. Vezi cum e? I'm so excited. You cannot hide it. Bun, următorul produs, asta mi-a fost culmea cumpărat de o altă prietenă de Bianca și l-a prins la o promoție de 5 lei. S-a gândit și la mine în momentul în care a văzut masca asta, a fost senzațională. Deci, Bia, îți mulțumesc. Miroase foarte bine, dar, în primul rând, face ceea ce promite. Zice că este un tratament intens cu acțiune de un minut. Eu o las mai mult, o las vreo 5 minute, 4-5 minute. Și își face treaba. Îmi descălcește părul foarte ușor, mi lasă foarte fin, hidratat, luminos, chiar merită. Pro Series inspired by stylists developed with experts Vela Repair. În caz că vă interesează și o găsiți și pe undeva. Bun, următorul produs este acest spray, această soluție, de fapt, cu pulverizator de la Ebeline, DM. Pentru pensule și pentru burăței. Eu am încercat-o doar pe pensule și o singură dată sau de două ori, Îmi place foarte mult, nu știu cum am putut trăi fără asta. Eu de obicei îmi curăț pensule sâmbătă. Dacă cumva nu apuc să mi le curăț sâmbătă, luni, marți, miercuri, când vreau să mă machiez și văd că toate sunt jegoase, mă apucă toate pandalile și nu am timp să le curăț pe toate dimineața. Și atunci, soluția asta este fenomenală, pur și simplu. Pulverizez ori pe o bucățică de hârtie, ori direct pe pensulă, le șterg și se și usucă super repede, deci nu le lasă ude sau știu eu smotocite așa, le lasă chiar cum sunt ele uscate după ce le spăl în mod normal. Ce mai place este că elimină toate mirosurile, deci nu mai miroase pensula fard, e chiar super super ok. Ia și uite-te, următorul parfum este vorba de El de la Gwen Stefani. Nu l-am mai purtat de prin anul trecut din toamnă de când l-am primit. Dar atât este de puternic, mi se pare că persistă extrem, extrem de mult și nu știu cum de nu mi-am dat seama de acest lucru. Cred că în clipul colecția mea de parfumuri am specificat că acesta ar persista undeva la 5 ore, am mințit, 12, dublu și încă un pic. Când m-am dat cu el? Joi. Săptămâna trecută, în orice caz, zic, hai să-l încerc pe asta de la Gwen Stefani, că nu l-am mai purtat de mult. Simțeam că se potrivește și cu ce eram îmbrăcată, era super ok. L-am mirosit de dimineață, am zis, da, merge. Se potrivește cu, și cu starea mea de spirit și cu tot. Și am constatat cu stupoare că seara când am ajuns acasă, încă mirosea parfumul și mirosea bine, chiar se simțea. Pe urmă am făcut duș.
m-am culcat și probabil mi-a rămas un pic în păr mirosul, nu speram să păr în seara respectivă, dar a doua zi dimineața m-a mirosit perna și nu știam ce miroase și mirosea parfumul ăsta, deci like freaking awesome și este și ieftin. Îl găsiți ori pe Sole Shop, ori pe Auro și e până într-o 100 de lei dacă nu mă înșel. Plus că mai sunt și promoții, în caz că vrei, nu știu cum întreba. Bun, apoi urmează încă 3 produse și cu asta ați scăpat de mine. Mihaela, mai nenorocit pe viață. Până acum am crezut că pot să trăiesc foarte ușor fără un produs scump, atât de scump de sprâncene. Oricum mă simțeam vinovată când dădeam banii pe creionul retractabil de la Sephora și care mi se termina în 2 săptămâni. Acum mai nenorocit, pentru că sunt îndrăgostită iremediabil de acest produs Deep Brow Pomade în nuanța taupe de la Anastasia Beverly Hills, as I said. E fenomenal, deci e foarte, foarte mișto. Atenție, produsele, cel puțin acesta expiră în 6 luni. Am observat că și alte produse de la Anastasia expiră cam tot în 6 luni de la deschidere, așa că nu e bine să le alternați cu altele, să și investiți o sumă de bani destul de mărcică în ele și apoi să vă treziți că au expirat. Așa că profitați de ele odată ce vi le luați. Bun. Următorul produs este acest gloss de buze de la YSL. Tot după acel fenomenal peeling chimic, au început să mi se usuce puțin buzele în primele zile și nu am suportat rujurile mate. Mai degrabă apelam la rujuri hidratante sau pur și simplu un balsam de buze, dar apoi am zis ok, am acest gloss de la YSL și îmi plăcea foarte mult pentru că în același timp îmi și calma cumva puțin buzele. Arată foarte bine, se potrivește oricărui tip de machiaj, este acel tip de gloss care nu e lipicios. Nu-mi plac cele foarte lipicioase pentru că mi se pare enervante. Este gloss volupte și este nuanța 20 în cazul în care vă interesează asta. Bun, ultimul produs este un parfum de la Chloe by Chloe. Culmea, nu prea merg eu spre parfumuri florale atunci când este mai rece afară, dar ceva s-a întâmplat cu mine și m-am îndreptat către acesta. E floral, dar dulce, pentru că are și ceva miere prin el. Cel puțin la asta mă duce gândul când îl miros. Este foarte, foarte feminin, potrivit pentru zi, la birou, la școală, la unde vreți să mergeți, e foarte, foarte ok. Mai puțin de seară, pentru că nu are atât de multă personalitate, dar de zi, it's the bomb. Bun, îl prinzi? Bun, a prins. În final, pe final, vreau să vă menționez două filme pe care le-am vizionat și care mi-au plăcut foarte mult. Este vorba de The Shallows și de Money Monster. Astea două mi-au plăcut foarte mult în luna septembrie. Să știți că am urmărit mult mai multe filme, am recuperat, am lăsat o moarte cu serialele și o să vă povestesc în curând despre câteva filme pe blog, pe Theo and the Blog. O să vă las link-ul în descriere. Vă pup, fetelor! Pa, pa!